Știm cât de important este astăzi curentul de educație familială, emoțională și de creșterea copiilor asumat, conștient și informat. Pentru toate acestea, trebuie să asculți în fiecare sâmbătă, începând cu ora 11, rubrica Parenting Today, susținută de psihologul Elena Mereuță, doar pe Smile FM Moldova. Bună ziua! Sunt Elena Mereuță, psiholog, și vă invit astăzi la o nouă ediție a emisiunii Parenting Today cu tema Timp de calitate cu copilul. Vreau să vă provoc ca, înainte de a asculta această emisiune, să vă luați cafeluța lângă voi, un pix și o foaie pentru a vă nota ideile pe care ați dori să le aplicați zi de zi și pentru întrebările pe care doriți să mi le adresați pe pagina de Facebook Elena Mereuță. Indiferent de vârsta lor, atât cei mici cât și adolescenții au nevoie în egală măsură de timp și atenție din partea părinților. Prezența și implicarea constantă, zi de zi, a părinților sunt vitale pentru dezvoltarea sănătoasă și echilibrată a copiilor. Modelele pe care copiii le au în jurul lor îi ajută să învețe comportamente, de aceea au nevoie de exemple pozitive și de încurajare din partea adulților. Timpul petrecut cu copilul arată aprecierea noastră ca părinți. Aceasta este o dovadă pentru el că este cu adevărat important pentru noi și că este o prioritate în viața noastră, că suntem interesați de el și de viața sa. Nu trebuie să găsim mereu activități interesante sau distractive. Cel mai important este să ne conectăm cu el. Poate suntem într-o perioadă mai aglomerată și nu dispunem de mult timp, dar acele câteva minute care ne le permitem să stăm împreună, este important să lăsăm deoparte toate sustragerile, grijile, gândurile despre responsabilitățile pe care le avem de făcut pentru mâine sau despre ce s-a întâmplat azi la serviciu, etc. Și să discutăm cu copilul despre cum a fost ziua pentru el, cum s-a simțit, ce emoții a trăit, ce i-a plăcut, ce nu i-a plăcut astăzi. Să-l sprijinim și să fim acolo, lângă el, când are nevoie de cineva care să-l asculte sau când vrea pur și simplu să povestească ceva care pentru noi poate părea neimportant, dar important pentru el. Alte activități în care putem petrece timpul împreună și care le va da o doză de încredere în sine este implicarea lor în treburile casnice conform vârstei. De exemplu, la 2-3 ani copilul poate să pună jucăriile, papucii la locul lor, să pună rufele murdare în coș, poate să întindă sau să stringă rufele împreună cu un adult, să șteargă ori de câte ori varsă ceva, să pună șosetele pe perechi. La 3-5 ani, copilul poate să își facă patul, să ude florile, să sorteze rufele, să ajute la prepararea mâncării, să hrănească animalul de companie, dacă este, să ajute la aranjarea cumpărăturilor. La 6-9 ani, poate să își facă patul, să dea cu aspiratorul, să strângă și să aranjeze hainele în dulap, să pregătească gustări simple, să spele vesela, să ajute în bucătărie, să taie cuburi de legume, desigur, sub supravegherea unui adult, să-și facă ordine în cameră. La 10-12 ani, un copil poate să pregătească un fel de mâncare simplă, să șteargă oglinzile, să ducă gunoiul, să pună rufele la spălat, apoi la uscat. Un copil de peste 12 ani poate să spele pe jos, să facă unele cumpărături, să aibă grijă de frații mai mici, să gătească anumite feluri de mâncare. Acestea sunt doar câteva exemple de treburi casnice care îi vor responsabiliza pe copii și le va da acea stare de a se simți important și valoros, contribuind împreună cu toți membrii la activitățile și rutina familiei. Un copil care este văzut, auzit și implicat în familie va fi un copil care va vrea să coopereze cu noi adulții și va fi un copil echilibrat, cu stima de sine ridicată. Pe de altă parte, un copil care are nevoile psihologice de bază neîmplinite, care se simte neimportant, nevaloros în familia lui, va fi un copil care va dezvolta un comportament negativ pentru că, în mod inconștient, își va cere atenția timpului cu ceilalți pentru un comportament la care noi, adulții, reacționăm. De exemplu, dacă copilul cunoaște că ne deranjează că atunci când vorbim la telefon să nu fim întrerupți, el exact va face opusul. Ne va întrerupe intenționat prin diverse motive. Că ar avea nevoie de ceva, că e sete, că e foame sau oricare alt motiv pentru că știe că atunci sigur îl vom vedea. Ceea ce face copilul este de a-și îndeplini nevoia de conectare cu noi. De aceea, noi părinții, adulții, trebuie să căutăm ce stă de fapt la rădăcina comportamentelor nedorite sau care e nevoia copilului care nu este împlinită și cum putem să umplem acel gol. Spre final, vin cu câteva sugestii de a îndeplini
nevoile copiilor, oferindu-le timp, încurajare și susținere. Puneți câteva minute deoparte, fie seara, fie în timpul zilei, pentru a discuta cu copiii despre trăirile lor, cu ce se confruntă, dorințele pe care le au. De asemenea, povestiți și dumneavoastră despre cum a fost ziua. Implicați în activitățile casnice. Planificați weekendurile împreună cu familia. Luați masa toți împreună măcar o dată în zi, fie micul dejun, fie cina, în dependență de regimul fiecărei familii. Faceți plimbări, mâncați o înghețată împreună cu copiii, citiți povești sau cărți împreună, jucați-vă, apreciați fiecare efort și progres pe care copilul îl are. Dacă doriți să faceți o observație copilului, începeți mai întâi cu ceea ce apreciați la copil, apoi spuneți ce așteptări aveți de la el fără să-l criticați. Lăsați copilul să greșească și arătați-i cum să învețe din greșeli, fără să se simtă înfrânt, dar să vadă ce poate face data viitoare mai bine. Pentru că așa vom crește copii echilibrați, sănătoși și independenți dacă vom fi prezenți în viața lor. Copilul de azi este adultul de mâine. Eu vă doresc succes în creativitatea dumneavoastră ca părinte de a oferi într-un mod constant și individual timpul și dragostea dumneavoastră pentru copiii pe care îi aveți. Până data viitoare! Știm cât de important este astăzi curentul de educație familială, emoțională și de creșterea copiilor asumat, conștient și informat. Pentru toate acestea, trebuie să asculți în fiecare sâmbătă, începând cu ora 11, rubrica Parenting Today, susținută de psihologul Elena Mereuță, doar pe Smile FM Moldova.